Traian Băsescu vânează apartamente. Fostul președinte a fost surprins azi în Pipera, unde a vizionat o locuință de 200.000 de euro dintr-un complex rezidențial de lux. Băsescu trebuie să părăsească în curând vila de protocol din Primăverii, după ce instanța a decis că a colaborat cu securitatea. Traian Băsescu s-a întâlnit mai întâi cu un reprezentant al dezvoltatorului imobiliar, chiar în fața blocului, apoi au mers împreună la un birou de vânzări din cadrul ansamblului. În scurt timp, și-au făcut apariția și doi agenți imobiliari care, după o scurtă discuție, l-au condus pe Traian Băsescu să vadă apartamentul. Vizita nu a durat mai mult de 10 minute. Cel mai probabil Băsescu a ales un apartament spațios tip duplex, cu 3 camere, cu terasă sau grădină. Prețul unui astfel de apartament nu trece de 200.000 de euro.